Serviciu MAG este un serviciu inovator pentru publicarea digitală a unor reviste interactive și de hosting. Acesta dispune de o platformă puternică pentru crearea de conținut interactiv digital, inclusiv e-books, cataloage, broșuri, albume foto, etc. Cine poate utiliza acest site? Oricine. Îl pot utiliza persoanele fizice, instituțiile, proprietarii de afaceri media, de exemplu, care își pot publica materialele în format electronic utilizând convertorul site-ului. Pentru a urmări câteva dintre facilitățile acestuia, trebuie să avem cont. Eu am deja un cont creat, astfel că mă voi loga alegând butonul Login. Contul meu este un cont free, existând și conturi mai puternice, cu facilități mai puternice, bineînțeles cu abonament. Observăm aici că mi se pune la dispoziție materialul video pentru a învăța câteva lucruri despre site. Eu am să aleg opțiunea My Account pentru afișarea unui meniu ascuns cu următoarele linkuri: My Magazines, My Library și Account Settings. Am să aleg prima opțiune și aici voi observa că nu am postat niciun material. Acest link trebuie să-l gândiți ca un loc în care vă încălcați materiale. Materialele, în schimb, pentru o mai bună organizare, trebuie grupate pe foldere, pe categorii. Pentru asta, pentru crearea folderului respectiv, voi alege butonul Create Magazine. După încărcarea paginii aferente, aici mi se explică în limba engleză că această opțiune, după cum spuneam, trebuie să o vedeți ca pe un folder. Vom alege butonul Next. Acum mi se cere să precizez care este titlul folderului. Eu am să votez pentru textul Materiale promoționale. Voi da Next. Acest folder a fost creat, i s-a asociat o imagine pe care eu am încărcat-o anterior când am vizitat site-ul și respectivului folder îi sunt asociate niște informații, categorie, tip, limbă, etc. Alegând butonul Edit Settings, putem face schimbări asupra acestor informații standard. Tipul va rămâne Materiale promoționale, putem face o descriere a folderului, câteva cuvinte pentru a ști mai bine ce urmează să fac acolo sau ce am făcut deja. Voi alege tipul de folder sau de materiale pe care le voi posta acolo. Eu, de exemplu, am să spun portofoliu. La tip, categoria informațiilor pe care urmează să le postez. Eu, de exemplu, voi alege din categoria Fashion and Style, am să aleg Fashion, deci practic vreau să vorbesc despre modă. Limba materialelor în care voi posta informația, deci limba română, regiunea global. Aici există și un buton cu numele Adult Content, asta însemnând că în momentul acesta spun publicului că materialele sunt cu un conținut doar pentru adulți, și butonul Private Magazine, care precizează că materialele pe care le postez sunt private. Trebuie obligatoriu să aleg Save pentru ca aceste schimbări să fie reținute. Deci fiecare secțiune în parte necesită salvarea informațiilor. Apoi mă voi duce la secțiunea Logo. Deja aici v-am spus că există o imagine pe care eu am încărcat-o cu opțiunea Upload. Deci dacă mergem la Upload, putem încărca altă imagine. Să spunem că setările pe care mi le-am dorit sunt create. Observăm imaginea, observăm categoria Fashion, tipul portofoliu, limba română și în acest moment, creând zona de lucru sau folderul, putem încărca materialele dorite. Bineînțeles că putem încărca mai mult decât un simplu material, deci noi în continuare vom încărca două materiale, o broșură și un catalog. Pentru aceasta
Vom alege butonul Add New Issue. Și programul ne va spune că acest lucru se poate realiza în trei feluri. Fie creați materialul acum în site, alegând Create Blank, după cum v-ați dat seama, practic vom crea materialul cu aplicația potrivită de pe site. Observați aici că mi se explică câteva informații, câte pagini, care este dimensiunea paginii, care este orientarea. Dacă vreau să am puțin ajutor, vom alege opțiunea Create from Template și programul îmi explică că beneficiază de trei tipuri de template-uri: reviste, broșuri, albume foto, și dacă ceea ce doresc eu se potrivește cu template-ul respectiv, îl pot folosi pentru că mi ușurează foarte mult munca. Dacă materialele deja sunt create, sunt în format PDF, I have a PDF file, use it, mi se explică și aici că sunt niște restricții, deci pot avea PDF-ul până la 150 de megabytes, că ar fi mai bine să-mi organizez informația într-un anumit fel, eu am să aleg Browse și am să încarc broșura. În momentul în care îmi apare cuvântul Complete, am să salvez operația și observ în acest moment cum are loc conversia materialului din format PDF în format specific site-ului. În același timp, voi alege din nou butonul Add New Issue pentru a încărca și materialul numărul 2, catalogul, operație pe care am să o salvez. Observați deja că broșura a fost încărcată într-o fereastră, într-o secțiune, să spunem, într-o casetă, căreia ei sunt asociate și niște butoane. Și o să ne ocupăm de câteva dintre ele. Dacă nu suntem mulțumiți de încărcarea făcută sau de materialul făcut, îl putem șterge, îl putem muta acest material în alt folder, îl putem clona, deci îl putem dubla, putem lista niște setări, putem publica materialul, putem să-l partajăm, putem să edităm setările, putem să edităm conținutul și așa mai departe. Eu am să aleg acum să editez setările asupra acestui material, alegând, dând click direct pe informații. Observăm că s-a deschis un tab nou care se numește Edit Magazin, liniuță materiale promoționale. Și cu această săgeată, eu practic voi răsfoi ca pe o carte, bineînțeles electronică, materialul postat de către mine. Ați fost atenți că odată cu apariția fiecărei dintre pagini apar butoanele Edit Page. Bineînțeles că putem folosi facilitățile programului pentru a putea citi, pentru că informația adineori era la o scară mult prea mică, nu ne puteam da seama de informație. Deci, în acest fel este vizualizat materialul. Aici era un buton, dacă ați fost atenți, pentru telefonul mobil. În continuare, am să aleg butonul Preview. În acest moment, tabul încărcat se numește Materiale promoționale, deci în acest mod, practic, se va vizualiza informația în momentul în care o vor accesa alte persoane care sunt interesate de postarea mea. Am să închid tabul și revin la zona de editare. Un buton pe care vreau să-l prezint pe scurt este Edit Page. La activarea acestui buton s-a deschis zona de editare, programul respectiv, care are tot felul de butoane. Butoane pe care le recunoaștem poate și din alte aplicații. Eu, de exemplu, acum vreau să fac o schimbare asupra catalogului. Vă dați seama că fiind un fișier PDF, mari schimbări nu pot face. Dar, de exemplu, cu butonul text, tool text, sau textul,
pot adăuga un titlu aici în catalog, că nu am. Deci, și am să scriu cuvântul catalog. Un font implicit, dimensiunea 60. Dacă sunt mulțumită de schimbările pe care le-am creat, avem în partea dreaptă aici un buton care se numește Save Change, pe care îl acționez. După cum observați, schimbarea a fost făcută. În acest moment, materialul este pe site, dar nu este publicat, nu este vizibil. Pot vedea doar eu și atunci când intru în cont. Acum, pentru a remedia acest lucru, am să activez butonul Publish. Deci urmează, practic, să precizez cine poate vedea materialul postat de mine. Și am trei variante propuse de către program. Un prim buton acolo este private, asta însemnând că orice persoană care are permisiunea poate vedea informația, dar în acest caz mi se explică că ar trebui ca respectiva persoană să aibă cont pe acest site și, bineînțeles, să se logheze. Varianta a doua, protected with a password, însemnând că oricine are parola asociată materialului poate să-l acceseze, de data asta netrebuind ca persoana să fie conectată pe contul respectiv, numai că această opțiune nu este activă pentru conturile de tip free. Și varianta a treia, anyone with a link, însemnând că oricine are linkul poate să vizualizeze materialele și nu este necesară logarea pe site. Eu am să aleg private, am să dau publish și done pentru încheierea operației mele. Dacă am să revin la linkul meu, observ apariția folderului materiale promoționale cu două materiale.